Un om a murit și alți trei au fost grav răniți într-un accident rutier ce a avut loc aseară pe drumul național 65. Două mașini s-au izbit frontal după ce unul dintre șoferi a pierdut controlul și a intrat pe contrasens. Pompierii s-au chinuit minute bune să scoată răniții dintre fiare. Soția mea e bine. Bine. Din epava mașinii blocate pe mijlocul șoselei, pompierii au reușit să o descarcereze și pe soția bărbatului. De altfel, ea a fost prima victimă dusă la spital cu rănile cele mai grave. Intervenția a fost destul de dificilă. Soția era încarcerată în partea din dreapta a șoferului. Din cealaltă mașină, pompierii l-au scos în viață doar pe pasagerul din dreapta, tot o femeie. Imediat după impact, autoturismul a fost aruncat într-un șanț de la marginea șoselei. Câțiva martori au văzut totul și au încercat să dea o mână de ajutor. O singură bubuitură am auzit, de la etajul 3 am auzit. Și când ați ieșit? Când am ieșit era decât mașina de poliție și cei doi oameni capturați în mașină aici. Am dat o mână de ajutor, eu și colegul. Am găsit 4 victime, din care 3 încarcerate, 2 în turism în Dacia, dintre care șoferul este decedat, din păcate. Șoferul decedat ar fi circulat cu viteză și a pierdut controlul mașinii din cauza șoselei ude. Este vorba despre o pătrundere pe contrasens, în urma căreia un autoturism a intrat în coliziune cu altul. Nu avem date că ar fi vorba despre o depășire. Pentru că cele două mașini au rămas blocate pe jumătate din carosabil, traficul în zona a fost îngreunat timp de o oră. Toate cele 3 victime au fost transportate la Spitalul Județean din Argeș. Soția șoferului nevinovat a intrat în comă și a fost mutată la terapie intensivă.